Potrivit datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică, la începutul acestui an figurau 4.138.000 de copii cu domiciliul în România, număr în scădere cu 42.000 față de anul trecut. Din păcate, județul Hunedoara se numără printre județele cu cel mai mic procent de populație reprezentată de copii. Datele statistice relevă faptul că, procentual, copiii reprezintă 18,7% din totalul populației din România. Dar sunt județe precum Bistrița, Năsăud și Iași în care procentul este de peste 21%, iar pe primul loc la nivel național este Suceava, unde copiii depășesc 22% din totalul locuitorilor. La polul opus, județele Vâlcea, Hunedoara și Brăila, unde doar puțin peste 16% din populație este reprezentată de copii. Dacă în urmă cu câteva zeci de ani era penurie de băieți, iată că la ora actuală situația este invers. În România sunt mai mulți băieți decât fete și mai mulți copii la oraș decât la țară. Din păcate, tot din datele statistice furnizate de Institutul Național de Statistică la 1 iunie, în anul școlar 2019-2020, care tocmai se încheie, doar aproximativ 72% dintre copiii de vârstă școlară urmează cursurile instituțiilor de învățământ.